pe Backstagers. Astăzi suntem în studiourile Global Records, alături de Alex Cotoi, unul dintre cei mai de succes producători din România. Bună, Alex! Bună. Mulțumim tare mult că ne-ai primit astăzi în cuibul tău așa creativ. Da. Spune-mi cum a început povestea ta de dragoste cu muzica. Povestea mea a început destul de devreme. De fapt, chiar așa de vreme. A început prin liceu, când, știi cum e, clasa 9-10-a, trebuie să impresionezi fetele. Și... nu spune, cu chitara. Cu chitara, n-aveam cum altfel, îți dai seama. Și, am văzut că acum câțiva ani, vreo 20 aproape. O, trecut ceva, da. Da, am 35, da. Și cam asta era, prin liceu, pe la mine, cam asta era modul prin care impresionai fetele. Și m-am apucat să studiez, chitara. Instrumentul. Da. Și... Încet m-am îndrăgostit de tare de muzică, încât n-am mai contat partea cu fetele atât de mult și am aprofundat din ce în ce mai mult chitara, muzica rock. Eram foarte rocker pe vremuri. Oh. Da. I can steal a piece of rocker, da, see here. Încă mai țin steagul, exact. Stilul. Da. Vorbind despre genuri muzicale, cum se vede viața și cariera ta după câștigarea unui Grammy? Cum să zic? Pentru mine nu e o mare diferență, adică premiul Grammy a fost un bonus, pentru că întreg album a câștigat un Grammy și faptul că am avut oportunitatea să produc o piesă pentru Pitbull, asta a contat cel mai mult pentru mine și mi-a demonstrat că sunt în stare să fac muzică și pentru artiști internaționali, să produc muzică pentru artiști internaționali. Și, faptul că am câștigat un premiu Grammy m-a motivat să lucrez din ce în ce mai mult. Adică, cam asta a fost... Asta însemna pentru mine și cred că oricum, când ești pasionat de ceva, nu contează atât de mult premiile. Premiile sunt doar o confirmare pentru ceea ce faci, dar important e să ții pasiunea sus și să nu te plictisești niciodată de ce faci. Cum se ajunge să lucrezi cu artiști ăștia atât de mari, să faci piese pentru ei? Poate să fie un drum total accidental, adică nu pot zic că am o rețetă sau un secret pentru asta. Pot zic, în cazul de atunci, eu sunt prieten cu Mohombi foarte mult timp și el pur și simplu era ocazional în România și el trebuia să filmeze să facă un film. Și culmea, în ziua aia când a aterizat, cei care se ocupau de filmul respectiv au anulat contractul sau l-au modificat într-un mod în care nu mai era convenabil pentru el și am zis hai să mai stăm, să ne relaxăm și ne-am apucat să facem o piesă. Și s-a născut piesa. Și așa e și piesa, da. Wow. Cam atât de simplu. Și știu că el, fiind prieten cu Pitbull, i-a trimis un calup de mai multe piese atunci și el a ales-o pe asta. Adică asta i-a plăcut cel mai mult, Baddest Girl in Town. Deci, the winner. Da, adică n-a fost un camp special făcut sau... Există și campuri, într-adevăr, special făcute pentru artiști, în care mergi afară și, dacă ai confirmat cu ceva, ei, te cheamă, știi? Și... Dar nu e, ți-am zis, nu e o regulă. Da. Sunt mai multe drumuri. Important e să fii consecvent, cred. Exact. Și să faci treaba de calitate, că atunci, cu siguranță, observă lumea. Da. Se aude de tine, se duce vorba. Cumva, da. Ok. Tu ești renumit pentru salturile tale între genurile muzicale pe care le produci. Cum poți să treci de la urban rock, să zicem, la pop, latin, dance? Cred eu că... Cel mai important e să iubești muzica în general. Adică, cred că la mine asta e faptul care mă face să schimb... Asta e faptul care mă face să schimb genurile atât de... Hai să nu zic ușor, că nu e chiar așa ușor, dar... Eu, ascultând... Ți-am zis, am plecat cu suflet de rocker în mine și... Am constatat că totuși și în muzica rock îmi plăceau piesele care cumva erau și foarte radio-friendly, știi? Adică... Melodioase, așa. Da, de la Guns N' Roses, Don't Cry, Sweet Child of Mine, Metallica, Nothing Else Matters, sau... Tot la astea rezonam cel mai mult. Și atunci, cum să zic, îți dezvolți un gust muzical anume și mai contează genul după aia. Adică atât timp cât îți transmite o emoție ceea ce faci, poți să găsești o plăcere în absolut orice gen muzical. Nu e o... Pentru mine nu e o regulă. Și nu simt... Niciodată n-am simțit că fac de nevoie un anumit gen muzical. Nu simt că fac, îmi place. Și uneori e și foarte challenging. Da. Clar. Și oricum e greu să faci, să pui o graniță cu adevărat între stilurile muzicale, că toate au influențe cumva din altele. Adică la... Și cumva tot asta pare și interesant când se face un mix de anumite genuri. Adică era în timpuri muzica rock era foarte influențată de muzica clasică. Da. Și vedea elemente de muzică clasică în muzica rock. Na, și tot timpul faci. Cum definești inspirația? Inspirația e o muză care vine de undeva de sus. Coboară. Da. Un om când ascultă muzică simte anumite trăiri, are o anumită stare de spirit. Ei, atunci când devii creator, cumva reușești să faci tu asta. Adică starea ta de spirit pe care o ai și trăirile pe care le ai, începi să le transpui în ceea ce faci. Și de obicei rezonează lucrul ăsta cu ceilalți oameni. Adică tu ești doar un mesager, cum ar veni. Da. Pentru ceea ce simți. Nu... Okay. Pentru mine asta e inspirația. Nu e... Nu o caut neapărat. Da. Adică, deci de multe ori nu e. Adică nu e ca și cum... E tot timpul. Trebuie să faci, adică trebuie să încerci de multe ori. Practice makes perfect, cum ai zis. Exact. Adică e și un meșteșug, un craft pe care ți-l perfecționezi în timp. Ne poți împărtăși câteva tendințe actuale în materie de producție muzicală? Cred că le știm cu toții că de ceva timp genul urban, genul trap e foarte mainstream acum, dar simt că e posibil să vine și un gen mai dans, ușor club, lumea, oricum sunt de acord, adică sunt pro muzică de club și oamenii tot timpul vor vrea să se distreze. Și atunci, inclusiv trapul e foarte pretabil pentru club. De la producție muzicală să treci în față cumva, să ieși cu un proiect muzical, e nevoie un pic de puțin curaj pentru asta. Da. Povestește-ne un pic despre proiectul tău, SICKOTOY. Am zis bine, SICKOTOY, da? Ok. Da. Am vrut de mult să fac ceva, să fac un proiect personal, numai că nu am găsit niciodată o direcție care să mă reprezinte. Și până într-un anumit moment când am simțit că muzica pe care o fac îmi exprimă sentimentele și imaginea pe care vreau să o proiectez oamenilor. Și așa s-a născut, adică eu chiar simt cu totul ce fac pentru SICKOTOY. Chiar dacă e un proiect de club și pare un proiect aparent dens, nu știu, pentru mine cum e, pentru Skrillex, de exemplu, pentru mine e un rocker în sinea lui. Ok, da, așa și eu mă simt în muzica asta, adică pur și simplu mi s-a părut foarte interesantă și vreau să fac cât mai mult și cât mai constant. O să am niște lansări interesante în curând. O să fim cu ochii pe tine. Da. Care sunt ingredientele must-have ale unui proiect muzical în ziua de astăzi ca să aibă cât mai mari șanse de reușită? Ingredientele must-have. Cred că cel mai important lucru în ziua de azi e să fii original. Cât se poate de mult să fii original. Indiferent de genul muzical în care te încadrezi. Că probabil mulți dintre artiști sunt influențați la rândul lor de alți artiști, de multe stiluri, dar își pun o amprentă personală. Și cred că asta contează cel mai mult. Nu încerca să copiezi pe altcineva. Dacă încerci să copiezi sau să fii ca altcineva... De obicei nu e o viață lungă. Fix din autenticitate și simte publicul. Da, asta mi se pare că ăsta e lucrul pe care publicul simte cel mai repede. De asta vezi foarte mulți artiști de trap și deși muzica trap sună destul de similar, fiecare are personalitatea și originalitatea lui și atunci se transpune. Și tot de aia sunt unii one hit wonder. Exact, da. Au dat un hit și aia... Da, ei nu s-au regăsit, practic. Da, sau poate nu și-au găsit cu adevărat vocea să rezoneze cu ei. Corect. Cu atât de multe tool-uri la dispoziție în ziua de astăzi, devine din ce în ce mai simplu pentru artiști să se lanseze de unii singuri, fără ajutorul unui label, să zicem. Da. Care ar fi lucrurile pe care ar trebui să le aibă în vedere un artist atunci când totuși se decide să semneze cu un label? Am părerea, adică din cauza faptului că trăim în vremurile astea, nu mai e suficient să faci doar o piesă și să speri cu ea. Cred că fiecare artist, dacă intră în zona asta, ar trebui să dezvolte pe mai multe planuri. Și pe planul social, Instagram, Facebook, YouTube, să facă mai multe piese, SoundCloud, să uploadeze. Iar apoi, din reacțiile oamenilor care ar trebui să fie organice într-o primă fază, da, de obicei label-urile vin la tine și te semnează. Nu mai erau, adică în timpurile mai vechi, da, nici măcar te duceai doar cu eu sunt artistul, aș vrea să-mi faceți piesă și să am bani și aia. Nu e ok, adică nu mi se pare că... Nu mai funcționează. Da, oamenii acum comunică cu tine direct ca artist, se uită pe Instagram, se uită peste tot și dacă nu ești acolo cu ei și nu ești prietenul lor, nu e doar muzica. Da. Muzica trebuie să fie foarte bună și pe lângă asta mai trebuie să mai ai și alte... De asta e music business. Nu? Exact, da. Și apoi, se găsesc și label-uri care, din punctul meu de vedere, label-ul doar te ajută să-ți promovezi ceea ce ai deja. Adică să-ți extindă în perioada asta de timp care devine din ce în ce mai scurtă. Adică nu ai ferestre foarte mari în care poți să promovezi o piesă. Volumul de muzică e foarte mare acum și se consumă foarte, foarte mult. Și atunci, dacă tu ai o piesă, ai, să zic, o fereastră de 4-5 luni în care poți să vezi ce face piesa aia nu. Într-adevăr, dacă ai un label în spate, da, te promovează puțin mai mult. Merg lucrurile mai ușor. Dar și dacă piesa e foarte bună, merge de la sine. Da. Deci cam 4-5 luni așa e de așteptat, dacă nu poți să te gândești să dai drumul la altă piesă. Da, deja de pe la a doua, treia lună, dacă vezi că nu e, ar trebui să le ai pregătite promotoarele, da. Cât de important mai e să fii pe radio în ziua de azi? În România sau în general? Și în România și în general. Cred că în România e important, pentru că lumea încă ascultă radio. Spotify nu e atât de dezvoltat. Da. La noi serviciile de streaming nu sunt atât de populare. În România oamenii se uită pe YouTube și dacă ne uităm în trending-ul de YouTube, s-ar putea să nu fim cei mai... adică n-am de ce să zic, sunt artiști care sunt în trending pe YouTube și nu sunt pe radio, ceea ce se dovedește că nu e neapărat nevoie să fii pe radio ca să ai succes. Exact. Dar, depinde și de societatea în care ești, depinde de mai multe lucruri. Iar în afară lucrurile stau puțin... în afară foarte mulți... Mai ales în vest, se raportează la serviciile de streaming. Spotify cu precădere, am văzut că este... Suedia, de exemplu, Spotify e... Sunt. Dumnezeu, da. Adică e... câte play-uri faci, câte stream-uri faci, cam așa e nivelul piesei respective. Da. Dar și la noi încet, încet începe să se dezvolte. Adică văd că oamenii din ce în ce mai mult se abonează. Da. Ce mă șochează pe mine, dar tocmai asta e explicația, sunt artiști foarte mari și cunoscuți la nivel mondial și când te uiți pe YouTube au lansat clip nou de o lună și au vizualizări cât fac ai noștri într-o săptămână. Da, de asta e. Dacă te uiți pe streaming e altceva, exact. Da. Care este lecția pe care ai învățat-o the hard way în această industrie? Lecția e că... Hai să rezum așa rapid. Mi se pare că în cel mai bun caz 10% din ceea ce faci ajunge unde trebuie sau se plasează sau ajunge la un artist sau e o piesă bună pentru proiectul tău, adică trebuie să muncești cam de 10 ori mai mult ca să ai un rezultat. Da, ca să ai un rezultat și după aia înmulțești rezultatul respectiv. Wow. Dacă să ai mai multe. Păi, nu vorbim de one hit wonder. Că... Da, exact. Vorbim de carieră de lungă durată. Da, asta e de hard way, până la urmă. Corect. Ca și actorii, trebuie să dea 10 de audiții până prind un rol mai mic, un rol mai mare și tot așa. Da. Spune-mi, te rog, care a fost momentul în care ai zis nu mai pot. Asta a fost, mă las de meserie Și cum ai revenit asupra decizii și te-ai reapucat de treabă? Mă, să zic sincer, n-am avut niciun moment direct și marcant în care zic gata, de azi mă las, și am luat o pauză de, nu știu, câteva luni sau... Da. Dar sentimentul ăsta e în fiecare zi, adică îl trăiești zilnic cumva, nu mai... Ce să mai fac azi, cum, ce fel de piesă, la ce să mă gândesc nou, tot timpul o să fie... Cu cât te obișnuiești mai mult cu sentimentul ăsta, cu atât dispare mai tare, adică... Da. Important e să fii perseverent, cred eu. Okay. Și având un program atât de plin și fiind mereu pe drumuri și studio și tot haosul ăsta, cum ai grijă de sănătatea ta fizică, dar mai ales de cea mentală, ca să poți să ții pasul cu tot ce se întâmplă? Mă, aici cred că am învățat-o the hard way, că nu ne dăm seama, avem impresia că putem să facem orice și la un moment dat poți să intri într-un colaps fizic și mental. Și dacă le-aș pune într-o ordine, ar fi somnul pe primul loc. Da. Dacă ai putea să te odihnești măcar 7-8 ore, ar fi bine. Alimentația și după aia sportul. Că eu personal joc foarte mult tenis. Îmi place să joc tenis, dar nu. Ăsta e singurul sport. Nu, sala nu e pentru mine sportul favorit, deși nu. Fiecare ar trebui să facă. Da, și nu. Da, exact. Da. Până la urmă, e mai plăcut să alergi afară sau să joci tenis în aer. Da, adică... atunci când permite vremea, bineînțeles. Și... e și challenging. Ai un partener cu care joci pe puncte. Ai jucat cu artiști? Am jucat Cornel. Cu Cornel? De la Banc. Da. Știu că el e mare fan. Am fost destul de aproape, dar ți se spun că m-a văzut. Da. Păi el practice hard. Acum propun să trecem... Un singur bilet trebuie să trag, nu? Nu, vreau 10. Și cât ai acolo? 10? Nu, sunt 12. Deci sunt două întrebări pe care ai șansa să le skip. Super. Aș vrea să fie 2 din 10, nu 10 din 12. Da, păi tema vlogului este 10 cu 10. 10 întrebări mai extinse, să zic așa, și 10 concise. Q&A fast session. Super. Ia să vedem ce avem aici. Cum crezi că va evolua industria muzicală în România? În sus, n-are cum să... mai ales dacă evoluează. Da. Nu, e... Cred că e bine. Cert e că în România mi se pare că se face din ce în ce mai multă muzică. Și din punctul meu de vedere e bine. Cu cât se face muzică de calitate, bine. Oamenii până la urmă să-și filtreze singuri. Corect. Și așa că n-are cum decât să evolueze bine. Important e să aibă de unde să alergă. Bun. 2. Ia să vedem ce e aici. De ce ai nevoie pentru a-ți amenaja un studio acasă ca începător? Simplu. Un laptop, 2 boxe, 2 monitoare de studio, nu trebuie monitoare foarte scumpe, nici foarte ieftine, un microfon și o placă de sunet. Ok. Și asta e tot. Super. Și un controller MIDI. Adică o clapă MIDI. Cam atât. Destul de simplu. Da. Ia să vedem. 3. Numărul 3. Asta e scrisă de tipar. Da. Cel mai bun an din viața / cariera ta și de ce? Cel mai bun an din viața mea e anul în care s-a născut fata mea. Oh, ce drăguț. Da. Și... în fiecare an e un an bun, când sunt alături de ea. Iar în cariera, nu știu, sunt mai mulți ani care au fost buni. Anul în care am câștigat premiul, anii în care am lucrat și lucrez cu Carla's Dreams, anul în care anul trecut când mi-am pornit proiectul meu, sunt mai mulți ani buni. Un anume an. E foarte frumos, mă bucur să aud că sunt atât de mulți ani buni. Și să sperăm că vor fi în continuare. Doamne ajută! Aia e întrebarea numărul 4. 3 lucruri care îți plac la industria din România și 3 pe care le detești. 3 lucruri care îți plac. Îmi place faptul că văd din ce în ce mai mulți artiști noi și voci din ce în ce mai bune. Îmi place faptul că oamenii au crescut nivelul și se raportează din ce în ce mai mult la ce se întâmplă în vest, au crescut și posibilitățile tehnice. Da. Acum și na, poți să faci clipuri care arată poate chiar mai bine. Telefon. Da, și că poate care arată mai bine decât clipuri de afară. Uh-huh. Concertele deja încep să arate mai aproape de adevăr. Da, exact. Și știm, cel puțin noi știm că acum 10 ani nu era chiar așa sau... Na. Așa e. Și al treilea lucru, am zis 3 sau nu am zis? Cred că am zis că am 3. Ai zis cu concertele, dar am adăugat 3 care nu sunt tocmai pe placul tău. Și 3 pe care le detești. Bine, asta cred că e cam în orice industrie, neapărat în industria muzicală. Nu toată lumea e sinceră în industrie. Uh-huh. Și na, trebuie să te obișnuiești cu asta și să... Na, să-ți vezi de filmul tău și de sinceritatea ta. Mie, în general, mi-a plăcut să fiu cât se poate de sincer. Nu vreau să ocolez lucrurile. Uh-huh. Alt lucru pe care îl detest. Dar ar mai fi așa multe, că... Da, să zic că poate mai sunt artiști care poate nu au o pregătire suficientă din punct de vedere muzical și ajung să intre în industrie. Dar nu e asta o regulă neapărat. Poți să înveți pe parcurs. Exact, poți să înveți pe parcurs bună. Și atâta timp cât sunt originali și au public, exact. Nu mai contează, știi? Adică nu... În rest, nu știu ce alt... Habar n-am. Și s-a răspuns cel mai des, și asta e o chestie a mea cumva, da, așa? Faptul că unii nu mai știu să răspundă la telefoane în timp, știi? Adică înțeleg că sunt cazuri de oameni foarte ocupați și așa, dar cred că atunci când vrei să-ți faci timp, măcar să discuți cu o persoană, poți să... Da, asta clar. Dar bine, asta ține de regulile de bun simț obișnuite. Adică nu... Și partea cu punctualitatea, iar este o... Da, aici nu pot zic că sunt cel mai punctual om din lume. Și da, mai consider că în industrie, na, cumva, industria asta muzicală fiind boem și așa... Spirite libere. Da, ai o fereastră de o jumătate de oră, așa cumva, știi, exact. De... Un sfert de oră, jumătate de oră. Dacă întârzi 2 ore, o oră, nu e ok. Da, adică, exact. Da, sunt de acord. Uh-huh. Okay. Avem 1, 2, 3, 4, 5. Ia să vedem ce urmează acum. Definiția ta pentru industria muzicală românească. Wow. Industria muzicală românească. Da, adică... Ai zis tot. Da, e... Practic, toți cei care face muzică ne situăm în industria asta, adică de la... Despre oameni. Da, e despre oamenii care fac muzică. Ok. Nu... Și la românească, nu știu. Mi se pare că oricum e asemănătoare și cu industria de afară, adică nu e diferența atât de mare. 6. Asta e de mână. Da. Care este piesa ta de gear? Da, favorită din tot ce deții până acum. Echipament. M-am gândit la o piesă muzicală, da. Să știi că toți producătorii cu care am făcut interviu, când au văzut piesă, s-au gândit la cântec. Da, mă gândeam ce piesă de ghire, știi? M-am gândit că poate e un termen cool pe care nu știu și cumva să o scald acum, știi? Rămâne chitara. Uh-huh. Rămâne prima dragoste. Da. Ce chitară e? Chitara acustică, chitara electrică, nu contează. Okay. Important este să aibă 6 corzi să fie acordată. Ah, ok. Nu contează chitara să fie. Ok. 7. Ia să vedem. Asta e lungă. Cine este muzicianul care te-a inspirat cel mai mult să vrei să urmezi o carieră în acest business? Îi tot schimb. Unul, măcar. Da. Metallica. Da, Metallica a fost... Ei văzut live? N-am apucat să-i văd live. Okay. I-am văzut live pe internet, dar ei au fost poate influența cea mai mare când am fost mai tânăr. Uh-huh. Și... Na. Și Nirvana. Aș putea să-i pun acolo, da. Așa e. Da. și din povestea Nirvana și Metallica, cumva cu ce se întâmplă în actualitate cu James, probabil ai văzut. Că a fost la dezalcoolizare, nu? Da, și e bine că are grijă de el și ia timpul ăsta necesar. Dar cred că a mai fost de câteva ori, nu? Da, da, numai că din când în când, na, se mai pierde... Trebuie un refresh. Trebuie readus pe linia de plutire și e foarte important pentru artist să-și ia pauză atunci când simt nevoia că trebuie, ca să poată să ne putem bucura de ei cât mai mult. Și iar o chestie pe care ți-o spun și ție și o spun tuturor, merge să-i vedeți pe artiștii pe care îi adorați live, atâta timp cât sunt aici. Că nu știi niciodată ce se poate întâmpla. N-am apucat să fiu la Metallica, am fost la mai multe concerte live. Exact. Okay. Bun. 8. Ia să vedem. 8. Am luat și un 9 acolo. Melodia care ți-ar descrie cel mai bine viața. Da, nu știu ce să zic. Că eu cumva mă gândesc la o melodie, dar probabil că e total opusă imaginii pe care lumea o probabil sau oamenii o au despre mine. Păi, important e imaginea ta despre tine, tocmai. Mie îmi place anti-exemplu, de la Carla's, Okay. Aia pentru mine ar fi... Este și produsă de tine. E produsă de mine, Foarte frumos. 9. Albumul preferat. O întrebare scurtă. Albumul preferat. Cred că Nirvana. Nirvana In Bloom, nu? Cred că da. Nu mai știu. E piesă In Bloom, e piesă, dar e posibil să fie In Utero, cred că se numea albumul. Da, așa era, In Utero. Da. Tot cu in. Da, exact. Bun. Și ultima întrebare pe această seară. Cel mai memorabil concert la care te-ai regăsit pe scenă. Adică în care am fost pe scenă, nu? Pe scenă, da. Ai cântat. Poate cu alți artiști. Pentru mine un moment marcant pe scenă a fost... momentul în care am cântat cu Aldi Meola la Sala Palatului în 2009. Ca și chitarist pentru mine a fost un achievement foarte mare. Păi am apucat de producție. Am zis, e ok. One thing de da. Foarte frumos. Da, asta a fost. Și am și avut cele mai mari emoții atunci. Adică, îți dai seama, era o Sala Palatului plină de chitariști. Wow, adică, exact. Da, și trebuia să... 4500 de perechi de ochi. Da. Pe tine... Stres. Da. Stres, dar plăcut în același timp. Păi, cam acesta a fost interviul. Îți mulțumesc mult. Ziua de azi și eu îți mulțumesc că ai acceptat să stai de vorbă cu noi și să împărtășești din experiența ta cu cei care se uită la noi și poate visează să aibă o carieră în industria muzicală. Da. Cu voi mă revăd joia viitoare la o nouă ediție de Backstagers. Până atunci nu uitați să dați subscribe la canalul de YouTube și să ne urmăriți pe toate rețelele sociale. Aveți linkul în descriere. Și la fel pe Alex, unde îl găsim pe social media? Pe Instagram Alex Cotoi și SICKOTOY, proiectul meu. Pe Instagram, Super. Mulțumim! Seară bună! Sau zi frumoasă! Depinde când vă uitați la noi!